România se clasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța rutieră. Declarația îi aparține secretarului de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Mihai Tămâian. Datele oficiale arată că în fiecare an mor pe șoselele din România ca urmare a accidentelor rutiere aproximativ 1900 de persoane. Asta înseamnă o medie zilnică de 5 decese. De asemenea, numărul de victime înregistrate în 2016 raportat la populația României a fost de 95 de morți la un milion de locuitori. În plus, peste 8.000 de persoane sunt grav în accidentele rutiere într-un an, ceea ce înseamnă o medie zilnică de circa 22 de persoane rănite. În România, cele mai multe accidente sunt provocate de viteza excesivă și conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Alte două cauze sunt creșterea puternică a numărului de vehicule și infrastructura nedezvoltată. Anul trecut, în Uniunea Europeană, au murit 25.500 de persoane, iar alte 135.000 au suferit răni grave.